Bună ziua și bine ați venit. Vă mulțumim că ați venit și că sunteți alături de noi astăzi, 2018, 13 iunie, la conferința de presă. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, ați fost alături de noi, mai ales acum în anul 2018, un an cu o semnificație foarte importantă pentru noi și pentru oraș, 630 de ani de la atestarea documentară, 170 de ani de la intonarea imnului, 20 de ani de Teatrul Municipal Ariel, a 8-a ediție a festivalului și, nu în ultimul rând, 100 de ani de la desăvârșirea Statului Național Român. Cu acest prilej de sărbătoare, de bucurie, Teatrul Municipal Ariel, împreună cu Primăria Râmnicului Vâlcea, a organizat acest festival, va fi un festival plin de efervescență, de bucurie, de culoare, un festival al întrebărilor și al decodificărilor prin arta teatrului, arta care unește toate celelalte arte, muzică, pictură, sculptură. Și suntem bucuroși că sunteți alături de noi. Vă invităm în zilele de duminică, luni, marți, miercuri la spectacole pe care le vom prezenta, spectacole de autor, spectacole pentru copii, spectacole outdoor, spectacole care vor delecta publicul, spectacole care încearcă să fie o platformă de întâlnire a personalităților culturale cu publicul larg și secțiunile acestui festival sunt secțiunea de stradă, secțiunea indoor și secțiunea copiilor. Acum o să dau cuvântul domnului director artistic al festivalului, domnul Cristian Stanca, actor la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, directorul bursei de la Sibiu și prietenul meu, pot să spun, care m-a sprijinit în organizarea acestui festival. Da, bună ziua! Păi, Gabi, v-a cam spus tot eu. Depinde ce mă întrebați noastră să vă răspund. Calitatea spectacolelor, criteriile după care au fost alese spectacolul a fost să fie spectacole, în primul rând, spectacole cu o valoare recunoscută, sunt spectacole premiate. Cel mai mare premiu la acest spectacol este cel al lui Porcărete, la Gulliver, care a luat premiul pentru cel mai bun spectacol la Edinburgh, la cel mai mare festival de artele spectacolului din lume. Ofelia, care vine cu spectacolul Ofelii, care este de 3 ori a luat premiul Uniter și cel mai mare premiu care l-a luat pentru Faust, tot la Edinburgh, pentru cea mai bună interpretare feminină, este un fel de Oscar al teatrului, care se acordă al filmului, care se acordă la Edinburgh, și restul spectacole care am urmărit cronici și le-am studiat și am văzut că merită să fie prezentate publicului vâlcean și numai, dar faptul că aici nu vor ajunge niciodată, multe dintre ele fiind destul de scumpe, de adus, acest festival a fost momentul prielnic ca să putem să prezentăm râmnicenilor artă cât se poate de adevărat. Avem expoziția lui Silviu Porcărete, un vernisaj al lui Silviu Porcărete, fotografiile personale, care este minunată, și încă una scenografului și regizorului Horațiu Mihaiu, pe care vă invităm să le vizionați. Vor avea loc în galeriile de art de... Cum se cheamă la pasaj? Cozia. Galeria de art Cozia în pasaj. Cozia, pasajul 1 și 2. Eu cam atâta. Stau la dispoziție cu orice întrebare. Pot să mai adaug conferința extraordinară, George? Bine, da. Sunt trecute pe program, dar conferința am reușit să o aducem în sfârșit pe domnul George Banu, președintele Uniunii Criticilor din lumii mondiale de a oamenilor de teatru, membru al Academiei Franceze, are titluri de
foarte multe, încât dacă mi-a trebuit așa vreo jumătate de zi să le spun pe toate, așa că nu le țin minte. Așa, și am organizat un dialog între el și președintele festivalului de la Sibiu, domnul Constantin Chiriac. Sperăm că va fi o întâlnire, cum sunt toate cele, cum sunt acum la Sibiu, foarte importante și se acceptă orice fel de întrebări, spun cum Biță are povestirea lui, Chiriac, la fel, va fi o conferință, un dialog extraordinar și ar face deosebită plăcere să participați la toate. Înțeles, Gabi, că intrarea este gratuită pentru cei care au acreditare pentru ziare, pentru presă în general. Pentru presă. Și secțiunea de copii are o mare valoare, pentru că va veni magicianul, domnul Marian Râlea, cu Fundația Abacadabra. Avem Teatrul Țăndărică și Teatrul Stella Popescu din București. Toate sunt, ca să nu le înșirăm așa, să înșirăm fiecare zi, aveți programele și puteți să luați toate informațiile din programul festivalului. Veți mică o mapă cu caietul program, cu toate orele, datele, spectacolele, cu ecusoanele respective. Și rugămintea noastră este și sperăm să ne îndepliniți în măsura în care puteți cât mai mult să participați, că nu vor fi regrete și consider că va fi un subiect foarte bun. Deci dezvoltându-se mai departe, ca orașul să renască din punctul ăsta de vedere din punct de vedere cultural, cum era pe vremea lui Grobosatului Năsudneasă Guange Marinescu, în care eram recunoscuți în lumea, nu știu, de teatrele de la din București, cum știau, de data de la Râmnicu Vâlcea. Întrebări, dacă aveți? Sunt trupele străine din Franța și din Spania. Trupele străine sunt spectacolele outdoor. Prima dată este o paradă foarte importantă, Planet Vapeur, compania Planet Vapeur, Circus World Show, cu circul în jurul lumii, și traseul va fi de la Episcopie până în centru. Vor evolua în timpul paradei și după ce ajung în centru civic. Și acolo această paradă vor evolua un numere de circ și de jonglerie. Va fi de asemenea la Complemanding o trupă de dans și sunete de tobe și xilofoane. Și bricanderie. Și bricanderia, care sunt din Spania. Da, spectacolele se derulează în stradă? Nu mai în stradă, da. De asemenea, acestea sunt cele din străinătate. De asemenea, vor fi din România Famous Art, care vor evolua pe toată perioada festivalului, Barbarossa Samba și Marian Râlea, într-adevăr, va fi în centru civic pentru copii. Iar și în parcul Zăvoiul Copiilor, trupa Animis, care va fi pe toată perioada festivalului, dimineața și seara. Aceste trupe de stradă, am avut mare noroc anul acesta, închid festivalul de la Sibiu și așa ne-am permis să mergem și la Râmnicu Vâlcea, pentru că costurile sunt mult mai mici. Cei de la Sibiu, plătindu-le biletele duși și întors de avion, ceea ce pe noi ne-a scutit de chestia, care este foarte scumpă, trupa este foarte mare, sunt foarte mulți actori și de-aia am zis, domnule, dacă n-ajungi la Sibiu să vezi, putem să facem la Râmnicu Vâlcea și dacă ni s-a oferit posibilitatea asta de a ne costa cât se poate, minimum de plată, ar fi interesant ca toată lumea să se bucure de acest lucru. De asta mulțumim
Și pe această ocazie celor de la Sibiu, care au fost drăguți și ne-au pus la dispoziție toate formele de contract, de negocieri, care sunt foarte complicate. Ei ne știm cine e Râmnicu Vâlcea, ce oraș e, unde e, ne-au spus tofilii, erau foarte disperați, domne, ce ne facem, cine ne păzește, să nu fim atacați, să nu... Despre asta. Și formulea mi-a explicat că nu suntem așa în lumea a treia. Și într-un final s-au liniștit. Anul acesta se va face cetățean de onoare domnul Constantin Chiriac, cel care a ajutat la dezvoltarea culturală a Râmnicului, cel care în 1989 a fost inițiatorul de a se înființa în Râmnicul Vâlcea teatru profesionist. De asemenea, este cel care a ajutat Teatrul Municipal Ariel acum și este un partener pentru Teatrul Municipal Ariel, pentru festival și pentru toată stagiunea 2018-2019. Sper să fie, au mai fost niște încercări de colaborare, sper că aceasta să fie un început care să dea an de an în fiecare ediție a festivalului, pentru că nu... Doar mulți ne desfac și au autostradă care nu se mai face, dar sper să facă. Da. Da. Da, și noi sperăm chestia asta, este foarte greu. Perioada festivalului nostru, de aici la Râmnicu Vâlcea, este o perioadă cam dificilă, pentru că suntem un festival tampon, adică între cel de la Sibiu și cel de la Constanța, care începe în 18. Cel la Sibiu se termină 17 și al nostru începe în 18 și cu toți care am vrut, era vorba să facem mai multă lume, nu s-au putut, ne-ați contactat târziu, deja am semnat. Mai ales secțiunea de critici. Am semnat deja cu Constanța, unde au festivalul de teatru antic. După cum bine știți, iată-mă Cristian, după cum bine știți, un festival începe cu mult, mult înainte. Timpul a fost scurt, chiar dacă au fost 6 luni din ianuarie, de când am preluat manageriatul Teatrului Municipal Ariel, dar un festival se pregătește cu mult mai mult înainte. De exemplu, să zicem că se termină acum festivalul, celălalt festival începe imediat. Deci timpul a fost un pic scurt, de asta m-am pierdut anumite trupe care puteau să vină, anumiți oameni care puteau să susțină conferințe, să aibă vernisaje, anumite trupe de stradă, iarăși. Și puțin timp. Cel de la Constanța ține 2 săptămâni, cel de la Sibiu 10 zile. Noi vrem în 5 zile să... Bine, ce am încercat cu cabinetul, intră în discuție. Sibiu sărbătorește anul acesta 25 de ani de festival. Deci noi intrăm, noi suntem undeva... La început suntem. Ce așteptări aveți de la Da, așteptările sunt mari. Să fie, adică să vedem că, în primul rând, să se afle despre acest oraș minunat care e păcat, este al doilea, am înțeles, din țară, care are împrejurimile extraordinar plin de biserici, de monumente istorice și care nu sunt fructificate deloc. Adică, și aici facem un program cu Sibiu, prin care să se facă, cum este și la Sibiu, să facă excursiile acestea, speciale ca să vezi și un spectacol. Adică, domnule, vizită la Sibiu, vizitez piața Sfatul, piața Mare, dar vedeți și vi se oferă și în acest preț al excursiei, vi se oferă și un loc la spectacolul Faust al lui Purcăret. Bine, să ajungem la o chestie de asta, să avem și spectacole aici, să aducem, să încercăm, acum negociem cu Purcăret, vrea să facă un spectacol în memoria lui Goange Marinescu, deja strângem materiale, Cătălin Ștefănescu Va face scenariu, deja caută texte. Încercăm să fie, trebuie să ne ridicăm. Eu sunt vâlcean, iubesc acest oraș. Forțat de împrejurări a trebuit să mă duc aici. Fiind o activitate mai înceată pe chestie culturală, am preferat să mă duc la Sibiu. Dacă am fost contactat, solicitat să mă duc acolo, am acceptat. Cu toate că mi-am zis că niciodată nu voi părăsi Vâlcea. Nu am părăsit-o,
cu sufletul am pățit. Ca dovadă că ai venit ca să facem festivalul. Este foarte greu, dacă știam, n-am fost de acord cu asta, cu numirea asta, director artistic al festivalului, pentru că este foarte greu. Este foarte greu, la final trebuie dat un răspuns, trebuie făcut o analiză, ce a fost bine, ce a fost rău, timpul a fost foarte scurt, banii au fost cei care au fost, la început, dar care s-au dat cu aprobări de buget, toată lumea știe cum se face, că se așteaptă aprobarea bugetului, trupele zic că ne trimiteți banii, mai stați pe aici că bagă pui, mai târziu mai. Și nu mai venim, ne-am săturat și încep negocieri și în sfârșit. E foarte greu, e foarte greu și sperăm să, cu cât trece timpul, să devină din ce în ce mai ușor să putem contacta cât mai multe trupe și să încercăm să ajungem și noi la o săptămână de festival, la 7 zile de festival, să prindem cel puțin un weekend ca efectiv toată lumea să poată bucura. Că mulți lucrează sâmbătă, duminica și în săptămâni majoritatea. Dar în același timp aș dori să mulțumesc pentru sprijinul acordat primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, pentru că au venit în întâmpinarea noastră cu bugetul, ne-au sprijinit și în primul rând necondiționat domnul primar Mircea Gutău și-a dorit foarte mult ca acest festival să aibă loc. La un așa nivel. Da, cred că suma este și pe site a fost, suma este de 100.000 de euro. Față de Sibiu, care este? De 13 milioane de euro. Suntem pe aici, în zonă. Și tot în euro, de euro vorbim, la aia da. Mă referam. Da, mulțumim partenerilor. Partenerilor media, partenerilor care au venit alături de noi, restaurantul OK, restaurantul Artista, Peugeot, Boromir. Cum menționa că toate spectacolele de la restaurantul OK vor avea caracter gratuit, doar consumația spectatorilor va fi cuplată. E concertul lui Olifantis, care este foarte important, care este în Piața Mare și este piața centrală. Și tot gratuit, pentru că a primit telefoane cât costă biletul. Fiind în scoară, în aer liber, în scoară Mircea cel Bătrân, este gratuit. Iarăși, la încheierea concertului, un concert cu Olifantis este foarte, cu Șizan, este foarte important pentru turiști, pentru locuitorii Râmnicului. Se va încheia cu Famous Art, cu un spectacol Regatul de Foc, în centrul civic. Aș spune ca toată lumea, aș vrea să închei prin a vă mulțumi dumneavoastră și în același timp de a invita publicul la 18.30, duminică, pe tot bulevardul Traian până în centrul civic de la liceul Lahovari, ca să ne bucurăm împreună de culoare, de muzică, de acrobație, de teatru, între 18.30, 20.30 va avea loc parada și tot spectacolul de început de festival. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim.